Salve dudes și bun venit la un nou episod de Farming Simulator 19 pe Barbă Neagră. Suntem pe Almosta, bineînțeles, aici testăm toate utilajele astea crazy și de asemenea vehicule. Și ce credeți că am închis seria asta? Nu o voi închide decât atunci când voi putea cumpăra toate zonele de pe hartă. În față avem un John Deere Autonomous, un mod relativ nou în comunitatea de moduri și din câte am înțeles a fost anunțat relativ recent. Deci există, este și în realitate, doar că în momentul de față este ca și concept. Evident că nu avem cabină, din moment ce e autonomous și este complet electric. Avem și de la case 1, și la fel există și în realitate acest case, și se pare că și John Deere-ul nu s-a lăsat mai prejos. Așa, acum nu știu exact dacă datele sunt foarte corecte, din câte am înțeles, are 500 de kW, parcă? Sau 500 de W? Nu știu, ceva de genul ăsta, în realitate, ok? Și poate fi, vezi, opțiunea asta îi lipsește modului ăstuia, pentru că în realitate poți alege versiunea cu roți sau cu șenile. Deci poți alege și cu și cu și poate fi condus din telecomandă, dar bineînțeles se poate conecta, adică e mai mult condus prin GPS și singurel scanează câmpul și așa mai departe, dar evident că și un om va avea întotdeauna control asupra tractorului și va avea o telecomandă de asta foarte, foarte mare. Mi se pare că un astfel de tractor se conduce cu câțiva oameni, nici măcar cu unul, cu doi, trei, unul trebuie să fie de siguranță, e o întreagă nebuneală cu ăsta. E autonomous, dar nu e, știi, ceva de genul ăsta. În fine, avem o greutate foarte mare pe față, avem așa 40 de km pe oră viteza maximă și avem 500 de cai putere. Era frumos să se redea și în joc acest mod cu opțiunea de a fi electric, pentru că acum avem încărcătoare electrice, deci de ce nu avem chestia asta? De ce? De ce? Presupun că modul ăsta a fost făcut înainte să iasă DLC-ul Alpine și modderul nu a știut de treaba asta. Mă gândesc, dar cu siguranță pe viitor va exista o implementare electrică a acestui tractor, pentru că, din câte am văzut, merge destul de fain. Acum îl voi testa, să vedem cum se descurcă și pe teren și o să ne pregătim în momentul de față pentru o nouă cultură. Voi pune soia pe peste tot, după cum bine vedeți pe Almosta, sărăcia a venit și aici. Avem 46.000 de euro undeva unde noi aici trăiam boierește, știi? Dar toți banii pe care eu i-am avut în episodul trecut i-am cheltuit pe 1.000 de vaci. Plus, bineînțeles, hambarele adiacente și așa mai departe. Iar în momentul de față, ele nici măcar nu produc pentru că nu au rație mixtă. Deci trebuie să ne îngrijim și de chestia asta. Eu acum caut semănătoarea. De asemenea, ce mai avem de făcut pe harta asta relativ urgent? Sunt diferite chestii și anume trebuie să renunțăm la anumite construcții, trebuie să renunțăm, adică să le vând pentru că nu le mai folosesc, cum ar fi fabrica de pește. Trebuie neapărat să mai înapoiem din utilaje sau să vindem din ele pentru că am foarte multe și asta din cauza că am tot testat, am luat la o tură, fie un tractor, fie un wheel loader și așa mai departe. Așa că trebuie să terminăm treaba cu ele. Aici avem totul făcut, da? Ok. Am zis că nu mai pun orez în viața mea. Ultima dată am pus orez aici, am zis, nu mai! Semănătoarea bănuiesc eu că e în față, o să mă uit să văd, nu știu exact unde am pus-o. Ah, da, și uite, nu v-am arătat, astea sunt luminile, arată gorgeous, adică zici că e din tron. Și merg și stinse, bineînțeles, dar n-ai cum să mergi cu ele stinse, come on. Deși nu are scaun, poți cumva să muți camera așa în spate, hai să zicem că stăm pe tiranți, ne cam intră ăla în cur, dar na, unora o să ne placă asta. Așa că putem conduce și de la volan dacă vrei. Mi-ar fi plăcut o chestie foarte inteligentă, cred că modul ar fi fost un picus mai inteligent dacă ar fi inclus asta, și anume, când apeși C-ul, să-ți apară aici în față, în loc de volan, pentru că nu există, să-ți apară o telecomandă. Cât de tare ar fi fost chestia asta, să ai o telecomandă aici cu două joystick-uri, știi? Să vadă că e autonomous. Mă rog, el e făcut să meargă singurel. Practic, din câte am înțeles eu, se scanează terenul și se alege ruta, du-te vino, lățime și așa mai departe, după care el face singur toată treaba asta. Cine îl operează din telecomandă o face doar ca să-l transporte la garaj eventual sau să-l urce pe platformă, să-l ducă după aia la garaj, pentru că nu o să-l ducă pe el singur, el așa singur la garaj. Întotdeauna o să existe o platformă care se va ocupa de treaba asta. Dar o telecomandă acolo tot există și de asta mi-ar fi plăcut să includă cumva și aici. Astea sunt fabricile pe care eu momentan nu prea le mai folosesc, deși pasta cred că o să o păstrez. Nu știu exact cine mai dă aici. Oare am niște diesel?
Nu știu cât diesel am aici, că nu mi-arată. Nu am un display, fraților, nu am. O să trebuiască să venim. Asta facem acum, venim să vedem ce e acolo și cum se mănâncă toată treaba. Avem 5 tone de pește, mai avem niște pește pe aici. Și în momentul de față, ce lipsește ăsteia ca să funcționeze? Stai așa. Eu câștigam foarte mulți bani de pe urma acestei pescătorii. Dar mă costă foarte mult timp să o întrețin. Deci se pare că porumb are. Apă nu, apă nu are? Nu, nu, apă? Aici mai am porumb? Mai am porumb și aici, ești nebun? Ok, hai să ne ocupăm de treaba asta. Nu mai, trebuie neapărat să o facem. Uite, hai să-l testăm, că luăm acum la toate joburile. Pentru că după aia dacă îl conectez la semănătoare, o să-i dau lucrător automat. Că, ai prins-o pe asta, automat. Și o să lăsăm, practic, nu mai avem treabă cu el o grămadă de timp. Trebuie să le curăț și pe astea pe aici. Bueno, prima dată văd remorca asta cu porumb, așa că o să profit că o am aici la îndemână și o voi goli. Se conectează bine? Se pare că da. Ok. Eram curios dacă atașamentele sunt prea joase, dacă sunt prea înalte și așa mai departe. Arată disproporționat, într-adevăr, pentru că nu avem cabină și nici alte șenile pe spate. Dar, come on, man, cu 500 de cai putere, băgați toți în nimicarnița asta, care e cât un mini, ăsta e un avantaj. Acum nu știu exact o chestie, sunt foarte curios de o treabă. Ha? Or, nu-i porumb, ăsta e ceapă, fii atent că ăsta e ceapă, mâncavaș. Ăsta e ceapă? Aoleu, ăsta e ceapă, unde se vinde ceapa asta cel mai bine? Credeam că e porumb. Avem porumb. Se pare că avem 65 de tone de porumb. That's bueno. That's nice. Ceapă. Unde se vinde ceapă? 1400 port sales. Hai până la port sales. God damn it, man. E foarte departe până acolo și dacă îl iau pe ăsta... No, nu pot să merg cu Johnny până la port sales, că mi-a foarte mult. O să las pe undeva pe aici remorca și vin cu ceva mai rapid. Venim ceva mai rapid, că chiar nu merge cu asta. Da, da. Vă spuneam că sunt foarte curios de o treabă și anume tracțiunea. Bă, eu înțeleg că e pe șenile, dar nemai având și în spate niște roți sau șenile mari, nemai având cabina, bă, mă gândesc că ăsta nu mai cântărește chiar atât de mult și oare există tracțiune îndeajunsă pe el? Atunci când lucrează pe teren cu mastodonți de ăștia. Nu în joc mă refer, bineînțeles, ci în realitate. Și cred că din cauza asta, cred că o să bage oamenii o grămadă de greutăți pe el. Le apreciez pe astea din față, dar cred că și pe spate ar trebui. Așa, de unde luăm niște semințe? Stai să băgăm aici cu spatele pentru niște semințe. Înainte de asta trebuie să mai lăimuim. Trebuie să facem și pe asta. God damn it, man. Avem foarte multe de făcut, bine. Dar o să fac o cultură pe toate terenurile, aproape. Aproape, nu-s nebun să mă bag chiar pe toate. Și băgăm o cultură de soia ca să facem niște bonișori. Asta e un fel de trișat în momentul de față. Adică, când intri în joc, logic că pui soia. Pentru că soia îți dă foarte, foarte mulți bonișori. Ce are, mă, de supărat? Gata, hai că merge acum. Bun, îl putem lăsa aici să se încarce. Până una alta, hai noi aici cu case-ul. Și îi băgăm așa cu spatele. Nu știu dacă v-am arătat Case Autonomous, dar și ăla e tot așa foarte, foarte bine modelat. Stai așa că îl și vedem aici. Large Tractors. E foarte potent, deci nu e de colo nici el. Și spre deosebire de Johnny, se pare că ăsta are și pe față și pe spate roți sau șenile. Bănuiesc că poate în realitate îi poți schimba setarea asta sau... Nu știu, poate nu. Nu îi lipsește decât cabina, atât. În rest, da, ăsta mi inspiră mai mult o tracțiune mie decât John Deere-ul. Iop, și ca rezervor, uite, are un rezervor foarte mare aici, unul pe dreapta acolo, sau uite, și ăsta e șapamentul, puii mei. Adică ăsta mi inspiră un picuț mai... îmi plac chestiile moderne, înțelegi? Îmi place tehnologia. Dar ăsta John Deere-ul și mi se pare foarte, foarte mic. Și... sunt convins că motorul e genial și așa mai departe, doar că nu știu cu greutatea asta. Eu asociez tractoarele întotdeauna cu greutate, cu mastodonție, știi, ca să poată să râme prin pământ și să poată să treacă de nămol și așa mai departe. Johnny ăsta nu prea mi inspiră atât de multă siguranță. Cel puțin mie. Bun. Avem în spate aici drăcile care împrăștie? Le avem.
Punem pe automapă Johnny, venim în spate cu doamna semănătoare. Și știu dacă să-i bagă și fertilizator. A, cred că o să-i bag și fertilizator. Fac-me. Am niște vecini zgălăgioși astăzi. Probabil eu sunt unul dintre ei. Bă, da, stop. Se pare că remorca asta îmi cam supune toți caii putere pe care i-am cu case-ul ăsta. Damn, son. Uite, avem o remorcă acolo. Scurios și am uitat în ea. Bă, niște porumb dacă aș găsi, mă, să nu mai duc până în silos. Dar mergem, mergem până în silos. Și consumăm tot porumbul ăla, îl consumăm pentru fabrica de pește. Pe asta o mai păstrez, o mai păstrez. Ziceam că o vând, dar nu, o mai păstrez pentru că am văzut că încă mai am în ea niște lucruri. Trebuie doar să duc niște apă și deja am pus-o în funcțiune. Așa că aș fi prost dacă, dacă aș vinde-o de acum. Nu ar fi opti... cum era? Optim, optim. Nu ar fi optim. Așa. Stai bobițele. Hats and hats. Vezi-ți de treabă. Oh, cam greuțeanu. Aoleu. Cam greuțeanu. Poți să repar case-ul? Că poate din cauza asta nu merge foarte, foarte repede. Încerc orice mișculație. Johnny, uite, ăsta e... Pare că nu avem nevoie. Ok. Așa, la lucruri împrumutate. Mie combina asta o să-mi trebuiască, dar nu acum, așa că o voi returna acum. Ce nu mai trebuie? Gata, deci nu avem de... decât lucrurile astea le aveam împrumutate. Nice. Nu avem foarte multe lucruri împrumutate, ceea ce e genial. Așa. Ce s-a întâmplat aici? S-a întâmplat o mică erorică aici. Combine and load manager. Uite, vezi, FPS-ul meu suferă acum. Eu la un 30 și ceva. Și banii mi se duc foarte, foarte rapid. Deci dăm un restart. De pare că merge. Acum am dat un restart. Am atât de multe moduri. Mă gândesc că din cauza asta uneori se mai damblagește jocul. Se pare că acum funcționează. Bun, hai să trecem la următoarea treabă. Trebuie să-l aduc și pe ăsta. Valtra asta vreau să-l folosesc eu pentru a vinde. Și da, trebuie să-l aducem ca să strângem și balozii, pentru că mai am și de-aia de strâns o grămadă și o întreagă neboneală. Și pe aia, acum o să trebuiască să-i vindem la Biogas. Biogas pe care eu l-am cumpărat, pare mise. Și totodată am făcut și rație mixtă, așa că avem o remorcă întreagă pe care trebuie să o ducem la văcuțe cât mai repede cu putință, pentru că în momentul de față producția e pe zero. E în pauză. Am vaci și nu produc nimic. Fix business-ul meu principal. Văd că banii îmi scad foarte mult. Stai puțin. De ce îmi scad banii atât de rapid? Nu pot să cred. Avem bai, bai, bai. Nu vreau niciun bai aici. Fuel usage default vreau, acum nu am mai scad banii, ok. Îl aveam pe a cumpăra și nu înțeleg de ce, pentru că pe al ăsta niciodată n-am folosit setarea asta. Numai dacă mi-a rămas de pe alte save-uri. Dubiosus, păi da, am vreo 40 sau ceva de genul ăsta, 30 ceva de tone de lime. Și am remorca pe care o folosesc acum să dau cu var, o am închiriată de foarte mult timp și de-aia o mai țineam, pentru că mai am 30 ceva de tone de var și nu vreau să arunc varul ăla, pentru că nu pot să-l dau jos să-l salvez, n-am cum. Deci asta era toată ideea și el îmi spune acum mie că el cumpără, că el cumpără var. Mă, nu știu, mă, merge în regulă. No depth map available, but shape light, corona front, shape corona. Unde, mă, ce e asta? Ce-s mai erorile astea? Save game setting fuel usage low false. Corect, asta da. Așa trebuie să fie default, but true. Așa, hai să o punem aici. Pe hare morcă și voi lua tractorul ăsta care este cel mai rapid, tractor din lume, cred că e ăsta, nu? De 130 de km pe oră, nu cred că este ceva să se compare cu el. Și cu ăsta mergem să vindem ceapa. Dar stai așa că ceapa nu arde. Ce de fapt arde este rația mixtă. Vezi, aibeleaua, așa că luăm rația mixtă de colea așa. Dar să decuplăm Valtra-ul ăsta. Lucrăm numai cu Valtra asta, se pare, și cu un Johnny. Și ca să ne mișcăm foarte, foarte rapid, îl luăm pe ăsta VRC Edition pe peste tot. Hai, Bursane, ridică frontala. Era ridicată la maxim, credeam că merge un pic mai ridicată. Se pare că nu. Mai am rație mixtă în afară de remorca asta?
Păi ce ai făcut? Gata. Stai așa că vreau să mă uit pe display. 32 de tone făcute momentan și nu mai avem nevoie de nimic. Nice. Asta e de bine. Perfectos. Ce le mai trebuie la văcuțele astea? Practic, trei lucruri, da? Paie, rație mixtă și apă. Vreau să văd dacă a venit instalatorul și mi-a instalat acolo toată treaba. Dacă nu mi-a instalat, am îmbulinat-o că trebuie neapărat să ducem o cisternă de apă. So, yeah, that will be not fun. Dar curația mixtă văd că stăm bine, așa că o ducem pe asta. Apă, 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 apă. Nu văd apă pe acelișa. Aici nu e, o fi în partea cealaltă. Cât timp se va descărca aici mâncărița. Bărsanco, hai da. Așa, tot descarcă. Stai să vedem care-i treaba cu apa. Nu i-am dat la instalator. Stai așa să-l cumpăr acum. Oh my god, am crezut că i-am dat. Așa vom sta fără apă o perioadă. Ce ne mai trebuie? Ne mai trebuiesc paie. Doar că dacă am niște rații mixte acum, vom avea niște producție la ele. Așa că paiele nu trebuie neapărat să le aducem acum. Nu e super mega musai. Și ia să vedem noi ce utilaje mai avem pe aici. Mai avem pe bursanul ăsta care stă degeaba. Mai avem o semănătoare pe care o putem pune la treabă. Avem letius. Saci. Pentru o secundă am crezut că am pus și altă semănătoare la lucru. Dar cealaltă semănătoare se încarcă cu semințe în momentul de față. Și am uitat să-i selectez aici soia. Oh my god, ce m-am speriat. Zic, oh, aleu. Trebuie să o iau din nou, goddammit. Dar nu, 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 e în regulă, e în regulă. Ește bine, ește bine. Pe ăsta vreau doar să-l parchez aici și să decuplez Amazonul, că mereu îl împinge o lecușă mai în față din cauza greutății. Și să venim. Uite așa. Bun, am cisterna aici. De ce îmi trebuia mie cisterna la un moment dat? Pentru apă la fabrica de pește. La pescătorie. Bun, mergem aici. Aștept noi veniți pe canal să mă corectez aici oricum. Stai așa, hai să luăm apă. Aia odată și odată a fost plină cu lapte. Bă, dar chiar lapte la celelalte văcuțe câte avem? 66 de tone. Bă, nu e rău. Și cu cât se vinde laptele? 1400. Puțin. Puțin. Puțin 1400, nu mă bag. Mai așteptăm, mai așteptăm. N-avem nevoie de bani în momentul de față. Urgent. Dar, evident, scopul e să facem cât mai mulți posibil ca să putem cumpăra toată harta. Deci, o să trebuiască să recurgem și la treaba asta. Bueno! Hai să procedem dacilea. Și avem 0. De unde au niște apă? Avem un rezervor pe aici? N-am. Sus? N-am. Nu prea am fost nevoit să iau apă pe aici decât pentru livada. Așa că am un rezervor la livada. O să iau din ăla. N-am eu la porci pus un rezervor de apă? Se pare că nu. Ok. Am cumpărat și la porci tot așa să le pun automat și probabil de asta. Mau, pe aici o să dureze foarte mult din câte știu. Dar durează. Bun, o să profit de timpul ăsta și voi pune la lucru semănătoarea. Care ar trebui să fie asta. Ați! O să fac și fertilizator. Evidentos. Și acum avem terenul, cred că la jumătate dat cu var. Și ne putem apuca de semănat. Fertilizatorul văd că urcă ceva mai rapid în volum, așa că e în regulă. Și de aici voi seta soia. Stai așa să nu uit naiba că după aia trebuie să mai semăn o dată și chiar n-am în plan asta. Bun, let's go! Haide, bărsane, trage-o! Așa, mă, înceagă-s. Acum testăm și noi John Deere-ul ăsta să vedem într-adevăr dacă are tracțiunea necesară. Hai să punem platforma. Jop. Să nu ne mănânce ciorile, semințele. La fertilizator decât și nu se bagă, dar la semințe se cam bagă. Ok, ținând cum cam niște greutate în spate, ăsta se pare că funcționează destul de bine. Viteză maximă atinsă și suntem și pășinile probabil și din cauza asta. Sau datorită acestui fapt, pentru că e un lucru pozitiv. Toate bune și frumoase până acum. Toate bune și frumoase. Știi ce ar trebui să facem? Să cumpărăm. Da, dar n-am instalat. Amintiți-mi să-mi instalez un mod. Au apărut acum moduri cu acele construcții cu GPS care îți măresc viteza lucrătorilor automați. Fără să trebuiască să mai instalez DLC-ul Precision Farming. Așa că vă îndemn să-l luați și voi. Este un mod, l-am văzut eu, cred. Un mod care conține mai multe construcții. Și să-l băgați pentru că
acolo, dacă cu 2 km ne mărește viteza lucrătorului automat, acum cred că toată lumea e mulțumită, nu? Să fie pe plus, să nu fie pe minus. Despre asta este vorba. Mamă, ăsta acum a intrat pe teren, cum s-a murdărit un pic cu spășoșoni, ești nebun? Jesus, a, nu, am trecut pe terenul cealalt. Hați! Numai s-a murdărit cam precoce, din câte observ eu. Ok, aici îi băgăm, se pare că luminile nu au, deci nu avem, nu avem lumini? Ia stai un pic. Prinde luminile. Bică nu avem, deci girofar nada, vaya con Dios. Semnalizatoare nu avem, am încercat să le aprind și văd că nu funcționează. Și când apeși lucrătorul automat, îți stinge lumina. Probabil detectează că suntem pe timpul zilei și dacă ai folosit lucrătorul automat pe timp de noapte, îți va aprinde evident lumina. GPS-ul acolo funcționează, văd și o lumină verzuie, ușor acolo. Și până acum văd conduce foarte pe bine, niciun semn de dat înapoi. Nice! Gorgeous! Hai să lăsăm aici. Deocamdată, bineînțeles, și să sărim în alta. Da, cred că o trecere, nu știu dacă mai face și pe cealaltă. Bun! De tine aveam nevoie, de tine vorbeam adineauri. Let's go, motherfucker, let's go! O să trec pe acasă, las remorca asta la încărcat de rație mixtă din nou. Și așa, bineînțeles, o vom avea și noi pregătită pentru data viitoare. Pentru că am pus eu, cât am pus? 40 de tone la văcuțe, dar vă dați seama că nu e de ajuns. Acolo trebuie să punem cantitate mare, nu așa? Și de asemenea, paie, trebuie să venim și cu paiele. Like, musai, musai să punem niște paie. Dă-le aproape că uitasem. Și acum vom profita de ceapa asta pe care o mai am ca să pot să returnez și eu niște remorci. Stai așa. Dacă m-am încadrat, eu m-am dus să-l parchez pe ăsta. Când colo eu trebuia să-l pun aici. Ne mai trebuie o rație mixtă, o fabricuță de asta. Problema e că nu mai am financiare pentru a o lua. Așa că deocamdată trebuie să-mi pun pofta în cui. Curge? Curge, ok. Hai că e fain că se umple chiar și când tractorul nu este cuplat. Genial. Și mai avem și niște laptic. Cred că pe viitor se strânge și mai mult de aici. Și nu trebuie decât să aștept un preț măricel la lapte ca să se și merite vinderea lui. Și ușor, ușor, stați aproape că ne ridicăm din nou financiar. Și iar începem să cumpărăm. Dacă sunteți curioși cât avem până acum din hartă cumpărată, harta arată în momentul de față așa. Este o hartă 2 ori, adică de 2 ori mai mare decât o hartă normală din joc, așa că e o provocare, da? E clar, clar, clar o provocare, iar terenurile nu sunt deloc ieftine. Uite, unul mic e 220 de euro. 220 de mii de euro, pardon. Unul mare, hai să luăm unul mare, nu știu care ar fi mare pe aici. Uite, unul, de exemplu, a costat jumătate de milion. Așa că nu-i de acolo. Nu e de acolo, e chiar o provocare. Așa, bueno. Să purcedem adelante, zic. Parcă aici era. Ați, Frânescu! Wow! O, ce l-am evitat pe ăla acolo. Era mișto ca în VRC4, jocul ăla cu raliuri, să existe și tractorul ăsta. Și să poți să faci raliuri cu el. O să treci de kilometri pe oră, e de ajuns, cred, pentru niște mici raliuri. Așa că ar fi dat bine, zic eu. Așa, tată. Bă, dar chiar mă și niște apă, firar, mama ei dă apă. Încarcăm, încarcăm acum niște apă. De asta, după ce mă duc să duc seboia, ceapa, mergem să luăm niște apă și o aducem aici să-l punem și ăsta în producție. Pentru că după ce voi planta toată soia, voi da timpul pe rapid. Așa că eu trebuie să le-am pregătite pe toate. Când dau timpul pe rapid, se vor produce foarte mulți paleți de pește. Așa că de asta cumva mă grăbesc să termin toată treaba asta. Bun, la port sales în stânga, parcă se vindea, nu? Da, am un drum aici care duce fix acolo. Uite ăsta pe aici. O să ducă la dreapta. O luăm pe aici, pe mal. Mai dăiem un pic și pe icoalea așa. Wow! Mamă, ce driftuială! Eu v-am spus că trebuia un VRC-ul. Un raliu era super, super fain. Ușor, ușor. Mă, am greutate, 60 de tone? Bă, nu-i de acolo 60 de tone. E pe fainoșac, e pe fainoșac. Cileană un pic. Nu prea merge drept direcția asta la tractor. Nu știu. Mi se pare că și remorca, da, și remorca asta are direcția ei proprie și probabil de asta mă cam induce în eroare și mă tot mișcă de colo-colo. Și un pic mai dificil de ținut linie dreaptă cu remorca asta. Și acum
Frână! Am dat în gard, n-am râs chiar așa cum am plumit eu. Ai și a tata să curgă bărișorii, hau, hau! Acum trecem de 100 de ca. Și genial. Așa mă pot simți și eu comod în sfârșit. Că stăm ca pe aici cu bugetul ăsta. Da, that's bueno, that's nice. Așa, o să profit de timpul ăsta, pentru că tot așa vindem. Așa că, știi ce facem acum? Așa că vreau la back și vreau stai așa la garaj să mai vând din ăștia. Și m-am apucat să vând livada. Și vreau să-mi iau banii pe ea. Cea mai... da, ia 189 de euro. Asta e cea mai eficientă... Nu cea mai eficientă. Cea mai bună metodă de a scăpa de multe moduri. Adică să le vinzi, să-ți iei banii înapoi. Doar că la 189 de euro nu se merită. Așa că ce voi face e să scot modul. Și dacă scot modul, îmi dispar toate, evident, itemele din el. Așa că nu trebuie să mai vând eu fiecare pom în parte. Mă gândeam că iau cam 1000 pe pom și așa s-ar fi meritat, dar altfel, acum nu. Bueno, hai să lăsăm posta. Asta era remorca închiriată. Eu știu că dețin o remorcă de asta și una o am închiriată. Am cumpărat două. Păi eu nu am nevoie de două. Stai așa, hai să vindem una din ele. Pe care o vindem? Aia care valorează mai mult este cea mai nouă. Goddammit. Nu știu. Stai puțin, 12 zile, 2 zile, asta e nouă. Asta nouă, unde am folosit-o ultima dată? Cred că la ceapă. Nu la ceapă. Asta e cea cu ceapă. Da! Bă, smart, bă, smart, rău de tot. Vezi, m-am gândit-o. Pac, 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 pac. Pentru că ultima dată eu instalasem, m-am făcut cultura cu ceapă și îmi trebuiau remorci babane pentru a căra ceapa respectivă. Și de asta am cumpărat o a doua remorcă de asta mare. Și a trebuit să gândesc toate lucrurile astea să ajung la concluzia potrivită. Bă, frumos. Frumos, uite, odată unde nu m-am dezamăgit. Gorgi. Gorgi de gorgi. Bun, mergem acum să dăm niște apă. Cred că acum avem cisterna plină. Dar vreau să duc tractorul ăsta mai întâi la văcuțe, mă rog, la terenul acela unde avem noi baloți de silici, pentru că trebuie strânși și duși la biogas. Like, cât mai repede posibil. Așa, pe unde sunt, pe unde mă situez? Stai așa, că am luat-o. O, driftuială! Păcileanu! Hăți, hăți, hăți. Așa, hai să vedem un picuț văcuțele, cum stau acum. Astea mă interesează. Rație mixtă, 78 de tone, straw pallets ne mai trebuiește și niște apă. Am putea să venim să mai dăm și la văcuțe niște apă până când ni se instalează sistemul ăla automat de a iriga văcuțele. Am putea face și chestia asta, că tot avem cisterna asta. Problema cu cisterna asta și de ce o omit eu mereu să o folosesc e că durează foarte mult să se încarce apa în ea. Și da, mi se pare cel mai eficient. Dar na, nu e ca să zici că am de ales în momentul de față. Ala e, bueno. Acum, hai să mergem la cisterna de apă, că tot vorbeam de ea. Asta îi aci 100%. Frumos, frumos. Cred că o să... Nu știu exact, dar cred că o să-mi intre toată cisterna de apă la fabrica de pește. Da, și trebuie să vin să o mai încarc o dată. Durește, toate durește, toate durește. Vijum, mamă, cum a trecut ăla pe lângă mine. Mamă, cum s-a dus ceasul, ești nebun, mă. Așa e când încerci să faci multe. Bam, 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 bam. Se duce timpul, dar n-ai văzut. Și încă, oh! Și încă nici nu am, n-am început cu ele. Mai am o grămadă. Ușor, ușor. Frână. Descarcă totuși mai repede? Nu. Nu descarcă mai repede, firar mama lui. Bă, o să mai vin pe aici să vedem dacă ia toată apa sau nu. Ah, înainte, stai așa, că e ceva ce vreau. Deci cu ăsta vindem, dar avem remorca. That's nice. Fii atent, avem o remorca aici în spate, o avem. Deci vreau de foarte mult timp să văd și eu dacă avem aici niște producție de biodiesel. Și de asemenea să vedem ce producție mai avem de mâncare de porci. Da, așa, sunt foarte
fucking curios. La baia diesel nu pot veni decât cu cisternă, nu e o problemă, o avem și pe aia. Dar vreau să o bag aici la mâncare de porc, să vedem. Ia, tată. 99 de tone? Nice, și cu porculenii cum stăm, ia. Bă, nu e rău deloc. Ar mai merge. Ar mai merge, umple-o! Mamă, ce stai așa să plec de aici. Oh my god, ce zgomotoasă e fabrica asta. Așa și trebuie să vin cu o cisternă să văd, nu neapărat să încarc. Ah, am luat prea multă hrană de porci. N-am direcție. Aoleu. N-am direcție cu aia. Dar n-am. N-am decât să o las aici, asta este. O voi lăsa aici și vin cu un tractor ceva mai mare, ceva mai puternic, ca să pot să o tractez, că n-am cum. Cu ăsta, oricum, și așa, are și un motor de mașină, nu e ca să zici că... Numai că eu exagerez, evident, cu încărcăturile și, na, se alege praful. Așa, cisternă avem în față. Și aici un tractor pe aici, mă. Mă, un tractor, mă. N-am, mă, fraților, niciun tractor. Băi, ia stai un puțin, că poate s-a dus apa din ăsta. Nu s-a dus. A, mi-a mai rămas 9 tone. Not bad. Astea le duc la văcuțe, mai ajung 9 tone două zile. Dar stai că... A, nu pot să iau... Dacă mai am apă, nu pot să iau să văd de diesel. Asta are cuplaj pe spate? Are. Fii atent, folosesc Scania. Folosim Scania pentru a vedea ce biodiesel aveam, că din câte știu eu se vindea foarte bine. Nu pot să cred că nu cuplează. A... Azi nu-i ziua. Am văzut logo-ul de la Scania și am crezut că e punct de cuplaj. Era umbră, ok? Era umbră. Asta e scuza mea în momentul ăsta. Da, bine. Da, bine. Dacă jocul nu mă lasă să fiu cât de eficient vreau eu, mergem, ducem ăsta la văcuțe. De acolo luăm tractorul și venim de îndată să vedem. Sunt foarte, foarte curios dacă am ceva biodiesel pe acolo. Că mai am niște porumb. Și să așa, unde pun porumbul? La fabrica de biodiesel sau la fabrica de pește, dacă mă înțelegi? Așa că să vedem, să vedem ce o să iasă. Ușor. De fapt, știi ce? Dacă iau pe aici, am impresia că o să scurtez un pic. Da. Chiar scurtăm un pic cu aici. Nu știu cum stă țigara aia acolo, neclintită. Dar se pare că conduc finuț. O, ușor. Frână! Hați, hați, hați. Și-au, fraților, și acum, hați. Dăm niște apă la vaci, numai ca să începem producție și evident că o să trebuiască să venim și cu o remorcă de paie pentru a împrăștia-o pe jos. Și după aia avem producție 99%. Dăm tractorul ăsta, că ăsta este momentul de față alesul. La cum se mișcă de rapid. Și cred că pe unul aici unde noi avem iarbă, cred că din nou o să fac o cultură de soia. Am terminat cu iarba, gata. Mi se pare că deja am făcut foarte multe culturi de iarbă, foarte mulți baloți de silij. Mi-a ajuns cu baloții de silij, mi-a ajuns și cu iarba. Așa că ajunge și băgăm cu nește soia. Și cred că după aia putem face 1.000.000 ușor numai din soia, dacă pun eu pe peste tot pe unde vreau. Și după aia stați aproape, că cumpărăm terenul de doamne, doamne. Ia să vedem, ăstea plantează aici, de zor? Avem unul oprit. Hai să vedem de ce Dumnezeu... Cred că nu mai are fertilizator. Cred că aia e beleleaua. Fertilizatorul. Dacă nu mai are fertilizator... Dar vedem că să-i dăm pe bai, pentru că nu prea vreau să mai vin cu el aici, să-l pun din nou și așa mai departe. Am un buget. 169.000 de euro nu e deloc puțin. Start. Trebuie să-mi fac damblaua cu biodieselul ăsta. Trebuie neapărat să văd dacă avem ceva, dacă am produs ceva. Eu știu că ăsta se producea în cantități foarte mici. Aoleo. Nou frână. Ei, nu merge că avem apă. Poți să dau jos? Nu cred așa ceva. Oh my god! Nu vrea nici jocul cu aia. Nu vrea. Nu vrea să mă lase să văd dacă am ceva acolo. Dar nici eu nu mă las. Nai, nai, nai. Stai așa. În primul și în primul rând, vreau să văd dacă rezervorul ăsta mare al meu suportă și motorina.
Stai așa, că dacă suportă, îl aduc pe la mare. Suportă. E bine. Are tot ce îi trebuie. Ah, tu erai blocat în cauza asta. Ah, now I understand. You can go now, you can go. Bye, 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 bye. Mamă, ce albicios s-a făcut. Bueno. O să-l folosesc în curând la... Bă, da, header tu n-ai, mă? Sistemul unde i-am pus header-ul. Nu mai amintesc nimic de header. Da, trebuie neapărat să-l păstrăm pentru că îl vom folosi la cultura de soia. De ce merg ștergătoarele? Ștergătoarele nu mergeau decât când e pus la treabă. Oare din cauza că calcă ușor terenul? Sunt în afara terenului acum și tot merge. Vine ploaia? Sting motorul. What the fuck? Ah, fii atent, cred că am eu ăsta. Cred că de aici era. Nu era de aici. No idea. No... Wow. N-am idee. Nu știu ce se întâmplă acolo, e o chestie fantomatică. Așa, văcuțele, văcuțele, unde sunteți voi văcuțelelor? Stați așa, avem aici pe Scania. Gata, avem 0. Let's go, mai facem un drum. Nu închidem episodul până când nu văd cât biodiesel am. Atât de important e, da. Deși aia e mai mult fabrica de mâncare de porci, v-am spus. Dar chiar și așa, chiar și așa. Sunt foarte mega curios să vedem dacă putem vinde ceva. Nu știu ce preț are. Da, bă, măcar acolo o spumă, ceva dacă am luat, n-ar fi rău deloc. Ai copii, hai dacă vine asta din față, ia uite, mă. Băgăm și o depășire pe dreapta, așa, ușor ilegală. Uuuu, aici nu m-au ținut frâne deloc. Damn. Chiar și cu rezervorul gol. Da. Se pare că viteza asta pentru Scania e prea. E prea, și atâta. E mult prea. Să facem așa una dreapta. Ce fain că nu m-am răsturnat. Bueno. Și punem frână de aici. Acum țineți-vă bine pentru 3 litri. Nu cred. Bra, credeam că mi-apare. Hai așa. Vai. Deci, pe lângă că nu poți să-ți dai... Să nu avem o fabrică pe aici. Nu avem. Asta e o fabrică care nu apare în modul Global Company, știi? Și nu pot să văd ce face ea, știi? O am pe asta la, de pește și putem vedea ce produce și ce are nevoie. Dar asta nu are niciun fel de display, afișează ce vreți voi ca să pot să văd și eu pe aici. Am tot căutat, am tot înnebunit. Poate mi-a apărea la info? Uite, aici la Peak Food, nu, că astea sunt gradele Celsius. Nu mi-arată. Nu mi-arată nici aici. O fi pe aici prin spate. Nada. Deci eu nu știu ce cantitate îmi generează fabrica asta decât dacă mă duc să încarc cu rezervorul. Pe bune? Bă, o fi în față, mă. O fi aici. Eu mă uit la info să văd dacă mi-afișează ceva. Aici. Aici ar trebui. Nada. Deci n-ai decât să te duci cu cisterna și după aia să observi în cisternă când se oprește de încărcat. Am 15 tone de biodiesel de ăsta pe care îl putem vinde, ia să vedem cu ce preț. Bă, da, greu să ajungi la cantitatea asta, fraților. 2 tone, bă, 2167 de euro. Bă, nu e rău.
nici așa bine, dar nu e nici foarte rău la diesel sales. Unde e diesel sales? Fi la port? Da, la port e acolo la diesel sales. Și avem aici 15, deci luăm undeva la un 32-33 de mii de euro pe ce avem noi în cisterna asta. Ce mă supără pe mine e că nu poți să-ți dai seama de cantitate decât dacă te riști și încarci cantitatea aia. Dacă ai făcut 3 litri, ai stricat rezervorul de 3 litri. Ia-o pe asta. Ca să vedeți și voi ce fabricuță nasoală. Da, cu asta nu voi mai lucra. O să iau toată cantitatea de mâncare de porci de acolo și umplem la porci maxim posibil, după care mai bag și în silos dacă e nevoie și mai rămâne, după care vând acea fabrică pentru că nu o suport. Acestea fiind spuse, o să oprim episodul de astăzi aici. Sper că v-a plăcut toată nebuloasa asta și toată fuga asta pe peste tot, iar noi ne vedem data viitoare. Până atunci, v-am salutat! Pa, pa! Nalivai!